30 dintre cei 220 de urși care urmează să fie capturați sunt în Harghita, zonă în care sunt și cei mai mulți oameni atacați de aceste animale. Este și județul în care urșii s-au înmulțit tot mai mult. Locuitorii comunei Plăieșii de Jos chiar sunt supărați că autoritățile nu rezolvă problema. Ar trebui modificată legea ca urșii care produc pagube să fie împușcați ori duși de aici, pentru că toată vara sunt aici. Nu contează dacă e zi sau noapte, deja nici câinii nu-i mai sperie. Oamenii nu mai depun plângere, pentru că știind că nu are efect. Potrivit ordinului lansat în dezbatere publică de Ministerul Mediului, din cei 220 de urși, 140 vor fi împușcați și 80 relocați în primă fază. Dar dacă devin agresivi, și dintre aceștia, unii vor fi împușcați. Nu aș putea să privesc nepăsător în acele situații când viața oamenilor este pusă în pericol. Doar în localitățile unde au fost pagube și au fost incidente, doar acolo se aprobă aceste cote de intervenție. Activiștii care se ocupă cu protejarea animalelor sălbatice le cer decidenților să fie transparenți. E nevoie de o transparentizare atât la nivel de decizie, e nevoie de o mai bună eficiență la partea de implementare a acestor derogări și e nevoie de asemenea de foarte multă maturitate. Termenul de recoltare, de extragere, sunt termeni care creează confuzie. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, și anume faptul că se hotărăște uciderea urșilor. Nu, din păcate, asta nu e o soluție și nu va rezolva această problemă. Nu de aceeași părere sunt și reprezentanții vânătorilor. Nu este un act normativ care dă dreptul la vânătoare, ci reglează situații punctuale pe baza unui algoritm determinat de locurile în care a apărut cel mai mult ursul și agresivitatea animalului față de om. Avem 26 de morți în ultima perioadă, în 4 ani de zile, în urma atacurilor la urs și peste 200 de oameni răniți. Ursul brun este o specie protejată în Europa, iar vânătoarea este interzisă. În România pot fi date derogări pentru stabilirea unor cote de vânătoare. În acte, țara noastră are cei mai mulți urși bruni din Europa.